Ne mutăm atenția către Ploiești, mai degrabă către zona Otopeni. Facem o triangulație și intrăm în legătură directă cu SRS, care se află acasă între tablourile lui. Sorine, bun revenit și în această săptămână. Să știți că poartă un tricou roz ciclam, deci să fim și noi mai veseli și în ton cu candidatura Ramonei Chiriac. Să glumesc! Am reușit să intrăm în direct. Vreau să spun și pentru tine și pentru toți cei care ne ascultă și ne văd, că pentru mine este o mare plăcere, că în fiecare zi de mars trece asurele, să ascult tot ceea ce este înainte de intervenția mea, pentru că e foarte interesant ce aud. Și uh, mă predispune, mă predispune la pastile pe care le, vor fa le voi face mâine și la comentarii pe care le voi face acum. De pildă, în legătură cu uh, celebra doamnă Șoșoacă, uh, eu am lansat într-o pastilă faptul că s-ar putea să fie silită să revină rapid la numele de Macovei, dar am greșit. Pentru că nici numele de Macovei nu aparține, la fel cum nu ne aparține nici numele de Șășoacă. Numele ei este Iovanovici. Ea ar trebui să revină uh, la numele, numele de, de fată, față. Dacă nu, ex-soțul de de da. ex o deposedează de uh, numele pe care îl utilizează politică. Crezi că ar avea mai ca mult mai, mai, Ca să nu mai discut de un dialog extraordinar de spumos uh, pe care l-am avut uh, cu Lazarus uh, ieri, că mă gândeam că e posibil să-și uh, 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 ia numele de Lazarus în urma ultimelor dezvăluiri ale lui Șoșoacă, dar am aflat că nici Lazarus nu are numele lui. Că și el a renunțat la nume pentru că nu s-a înțeles cu tatălui Dumnezeu să-l iertă. L-a iertat Lazarus, dar și-a schimbat numele pentru că a avut divergențe cu tatălui. Deci nici numele de Lazarus uh, nu este chiar autentic. Suntem bine. Uh, Totuși, să deci, știi, e eu o, tenel, o... E o telenovelă formidabilă. Acolo mai, mai e o telenovelă formidabilă. Trebuie să ne și veselim că nu știm unde o să ducă până la urmă. Am văzut că potențialul de luptă al lui Silvestru Șoșoacă e unul serios, e o surpriză. Dar să știi că eu o cunosc și pe soția lui Luis Lazarus, care este o doamnă foarte bine, foarte arătoasă, mai tânără decât Luis, cred că cu vreo 15-17 ani. Și nu ceva în tablou ăla mie în scârție, dar vorba ta, trebuie să ne și distrăm. Și uh, ne vom... Uh, dacă, disab... doamna, dacă doamna Lazarus este praznică, da. atunci să se manifeste ca atare. Pentru că e de netolerat uh, pentru mine, cel puțin, un om care l-a ajutat pe Lazarus foarte mult când era liderul studenților uh, din România, i-am făcut și un ziar, pentru mine e de netolerat uh, uh, ideea că el ar trăi cu uh, această Diana Șoșoacă. Dacă așa stau lucrurile, vreau să știu. Pentru că sunt persoane publice. Da, da, corect. Relațiile de acest gen ale persoanelor publice trebuie să fie expuse. Spunem, te rog, dacă. Și tot să, ai ascultat. Vedem, să vedem dacă uh, lui are carnet de conducere auto, pentru că doamna uh, fostă șoacă că nu mai știu cum să-i spun, doamna Diana, nu mai are carnet de conducere. Deci cine va conduce? Cine va conduce? Luiz, probabil, nu are ce din să partidul. facă. O să treacă... Partidul este SOS sau este sos de la Șoșoacă? Că dacă pe e sos de la Șoșoacă rămâne, rămâne la Silvestru. Rămâne da. la Silvestru, se, se, sediul partidului fiind în locuința lui Silvestru Șoșoacă din Vâlcea, să știi, acolo este sediul partidului, asta nu s-a mai spus, nu s-a ajuns la în acest punct, dar înainte să intrăm pe subiectul la care eu țin foarte mult... Uh, Adică țin foarte mult să le expui tu un mic bilanț al uh, Roșiei Montane. E foarte important pentru că, din punctul meu de vedere, ești cel mai bun cunoscător și ai studiat cel mai bine ce s-a întâmplat acolo. spune te rog, cum comentezi treaba asta cu Ramona Chiriac, despre care eu am informații certe de la oameni din MAE, de la mai mulți oameni din MAE, că a fost pusă în 2016 Consul General la München, în Bavaria, și ea s-a ocupat ani la rând de treburile domestice ale părinților lui Klaus Iohannis, fiind într-o stânsă legătură și cu Michael Schmidt de la BMW. Și așa, pe această filieră, după ce a demonstrat cât de fidelă este familia Iohannis, a fost impusă, într-un mod neobișnuit, șefa reprezentanței Comisiei Europene de la București, obișnuit ar fi fost să vină un străin. Întotdeauna vine un străin într-o țară, nu este un român șeful reprezentanței Comisiei Europene din uh, România. Ce zici de asta? Devoalez faptul că intenționez ca mâine uh, să consacr un editorial uh, acestei ex-menajere a familiei Iohannis de la München, uh, și mai devolesc faptul că voi încerca să demonstrez nu numai legăturile ei cu Michael Schmidt și cu familia Iohannis și cu mișcarea LGBT, ci și legăturile ei cu uh, Coldea, cu Florian Coldea, despre care tu nu ai suflat o vorbă. Probabil că nu ai informațiile necesare, da. dar uh, mai au și alții informații, nu numai tu nu numai tu și Iosefina Pascal sunteți stăpânii inelelor în materie de colde, dar uite, ai mai rămas în, Ai rămas în urmă, Iosefina. Are multe lungimi de barcă în fața noastră la anchetele pe care le-a făcut. Da, e adevărat. Nu, are, are uh, tururi, are tururi de stadion. A, 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 făcut are, tur, cinci, da, are, da, tururi de stadion. Tururi de stadion da. Iar la ce a publicat aseară cu amestecul lui colde, cu jucăriile lui Putin, cu criptodata, cu asta este bombă. O să facem subiectul de seară cu Anca Alexandrescu, care vrea să preia și ancheta Iosefinei. Așteptăm că atunci... Se apropie galopant ziua, aniversarea Iosefinei Pascal, care încă este foarte tânără și poate tânărul patron, dacă ne audă, se gândește să-i dea o primă. Cred că mai bine îi facem un mic party, s-ar bucura mai mult. Mai, mai ales că mai spunem un secret, nu-l știe nimeni, oricum are prea mulți curtezani în ultima vreme, e nemăritată Iosefina noastră, sigur că are un prieten stabil, dar i-a crescut numărul de curtezani de când i-a crescut nu e ca să fie foarte da. Fără, fără, alte interpretări, prieteni, într-adevăr. Da. Sorin, Sorin, este nu prieten, este primul prieten important din presa românească al Iosefine este Sorin Roș Castănescu, el ne-a propus o nouă. Eu o văzusem, dar am fost mai puțin iute decât Sorin, și noi am primit-o cu tot dragul în echipa noastră și ne face foarte bine. Mă bucur că am avut fler, s-a confirmat din nou flerul meu în a promova tineri jurnaliști. Ea este cea mai puternică speranță. A presei române de investigație. Vorbesc Absolut. la vârstă. Absolut. Adică, Așa nu, o com nu o compar cu prietenul nostru de la Cluj, care e năpraznic. Este și el, dar să știi că dacă e să facem un clasament, să-i punem cap la cap, în ultima vreme meciul e cam egal acolo între ei. Adică, e o, e o competiție de asta prietenească, ei se respectă unul pe altul. Meciul e egal, ceea ce e meritul Iosefine, pentru că e mai tânără și n-a apucat să aibă încă toată rețeaua relațională. A lui Alex. Hai să vorbim de rețele. La finalul scandalului Roșia Montană, și să ne spui uh, datorită căror rețele scandalul s-a tranșat așa, ce trebuie să pricepem, pentru că eu nu înghit, eu apreciez munca avocaților, dar eu sunt mâncat de avocați, și știu cum mi-au mers prieteni la pușcărie. În România și în altă parte, cu mari avocați celebri de mână, și cu alții foarte vinovați, uh, au scăpat numai pentru că așa a vrut altcineva. Eu încadrez decizia din Statele Unite, tot așa. Dacă au muncit avocații să le fie de bine, bravo lor, au și fost bine plătiți pentru acest lucru, dar în niciun caz nu îi văd eroi. Aș vrea să ne explici tu, pornind de la final, ca să mai vedem încă o dată filmul. Deci, eu uh, salut! Uh, această victorie a grupului de avocați români, nu am cum să eludez uh, faptul că și tu mă avertizezi în mod public, dar și Adrian Severin, care este un mare specialist și în drept internațional, în relații internaționale și așa mai departe, că uh, aici a fost și mâna lui Soroș. Dacă a fost și mâna lui Soroș, a fost benefică de data asta pentru interesul statului român, pentru că altfel fiecare cetățean, cu mic cu mare, plătea câte 300 de euro. Închipuiți, te rog, o familie alcătuită din de 5 persoane. 5 persoane, am, am ascultat statistica ta de ieri, 1500 de euro pentru da. o familie, în mod normal din 5 persoane, chiar și cu bunice acolo, adică o gaură fantastică în bugetul personal. Deci, dacă Soros ne-a făcut pomana asta prin intermediul acestei doamne și acestei case de avocați, Dumnezeu să îl ajute și e bine că s-a certat cu uh, grupul uh, de la Toronto da. uh, și cu Benny Stimers și cu ceilalți. Uh, nu mi se pare esențial. Esențial mi se pare însă, în toată afacerea asta, ca noi să nu lăsăm lucrurile așa, să vedem cine a atentat atât de grav la buzunarul românilor. Atât de grav încât este un atentat și la siguranța națională a României. Deci trebuie să vedem cine și de ce a făcut chestia asta. Ca să se întâmple ceea ce spun eu, trebuie să luăm în considerare două elemente. În primul rând, Raportul final al Comisiei de Anchetă a Parlamentului, care a respins proiectul Roșia Montana, în ciuda votului lui, lui uh, Ponta, care era președintele PSD-ului, PSD-ul a votat contra proiectului Roșia Montana, asta ca o paranteză, iar acolo, în acest raport, sunt șase capete de acuzare împotriva. Uh, celor care au montat această mizerie. Capetele alea de acuzare ne arată că uh, s-au făcut acte ilegale, că au avut loc în spate tot felul de operațiuni ilegale. Au trecut mulți ani de atunci. Nimeni n-a cercetat nicio instituție a statului. Noi spunem că suntem împotriva corupției și așa mai departe. Nimeni n-a cercetat șase sesizări ale Parlamentului, făcute oficial într-un document oficial. Bun. Și lucrurile au curs. Cum au curs? Marcel Ciolacu, cel care s-a angajat față de clubul de presă și văd că nu se ține de cuvânt, să aibă cu noi o întâlnire pentru a face ca alegerile din acest an să fie cât mai corecte și cetățenii să aibă posibilitatea să fie cât mai bine informați, nu s-a ținut de cuvânt, dar Marcel nu, Ciolacu, pardon, ne-a tot uh, promis că va scoate documentele pe masă. Deci toate documentele, care nu știu de ce au fost secretizate, dar, mă rog, vor fi uh, reguli comerciale care au condus la secretizare, ar urma să fie pusă pe masă. Pe așteptăm aceste documente. Știți ce se va... Când spun știți, mă refer la toți cei care ne ascultă. Ce va rezulta de aceste documente? Va rezulta o uriașă mizerie. Va rezulta că un număr foarte mare de înalți funcționari publici, începând cu cei care se ocupă de mediu, cu cei care se ocupă de avizarea unor proiecte energetice și așa mai departe și terminând cu un premier și cu un președinte al României, premierul fiind Ponta, președintele României fiind Traian Băsescu, sunt corupți și s-au -au implicat în toată această uh, operațiune care a fost uh, desfășurată pe bursa din Toronto care n-a fost o operațiune economică, n-a fost o operațiune investițională, nu a vrut nimeni să extragă aurul de la Roșia Montană. Toți ăștia au vrut să scoată bani de pe bursa din Toronto și au scos sume fantastice uh, de bani. Uh, iar liderii de la București uh, au contribuit decisiv la jocul, la manipularea bursei din Toronto. An de zile, încasând și ei comisioanele lor, că nu putea Băsescu să nu încaseze comisioane, nu putea conta să nu încaseze comisioane. Atenție, eu am spus aceste lucruri, le-am demonstrat, am demonstrat și unde s-au dus banii pentru Băsescu. M-a amenințat că mă dă în judecată și n-a avut curajul să mă dea judecată. Deci n-am avut niciodată un proces cu Băsescu pe tema asta. Deci era vulnerabil, n-a avut curaj să o facă. Deci am nevoie, ca cetățeana României, care trebuia să scot și eu 300 de uh, uh, dolari sau euro, nu mai știu, adăugând și banii copilor mei, era o sumă consistentă, am nevoie să aflu răspuns la aceste întrebări. Unde sunt documentele? Vreau să văd probele și vreau să văd cum procurorii României acum se pun în mișcare după ce nu s-au pus în mișcare atât de mulți ani de când au fost sesizați de către Parlamentul României. Fără te rog o listă aproximativă a celor pe care îi suspectezi, în afară de Băsescu și Ponta, dacă mai sunt și alții, eventual ca și categorii, nu neapărat ca nume sau și ca nume, dacă mai sunt și alții prinși în această cutie a secretomaniei, pentru că eu mă aștept nu, să fie acționat prin fel de fel de interpuși, fie Băsescu, fie Ponta, deci ar fi o listă consistentă, probabil. În arhiva Parlamentului României, care este publică, există raportul final al Comisiei de Anchetă Roșia Montana, care a dat vot negativ pentru uh, acest proiect pe bază de ceanuri, și nu fiindcă ar fi fost influențată de uh, Soros, ci fiindcă nu ducea la niciun rezultat bun pentru România. Nu se vedeau banii veniți în beneficiul românilor. În schimb, se vedea o distrugere formidabilă a mediului o distrugere ecologică, o distrugere a apelor din jur și așa mai departe. Bun. Acest uh, raport final uh, conține practic în uh, lista finală de acuzații, cele șase capete de acuzare. Am lucrat la treaba asta. Știu. Conține lista uh, prezumtivilor uh, uh, membrii ai grupului criminal organizat care au încercat și erau cât pe aceștia să reușească să dea cea mai mare lovitură din istoria recentă, nu din istorie, în general, împotriva uh, națiunii române. Sunt înalți funcționari publici, deci cei care au dat avize ilegale, da. toți cei da. care au dat avize ilegale, propagandiști și așa mai departe. Sigur că în toată în tot scandalul ăsta uriaș cu o miză atât de mare, sigur că și-a băgat Soroșcoada. coada. Sigur că și-au băgat alții coada, dar faptul că și-au băgat atât de mulți în coada nu mă deturnează pe mine de la concluzia pe care o am de mulți ani de zile că s-a pus la cale o mare ticăloșie împotriva statului și poporului român că a pus-o Soros, că a pus-o Steinbets, că a pus-o... Uh, uh, au pus-o șmecheria de la Gold Corporation, care în viața lor nu au extras un gram de minereu de niciunde, este mai puțin important. Important e ca ei să răspundă. De să răspundă, așa zici și străini, pentru că și ei sunt tot români. Asta e interesant. De fapt, toți au o legătură foarte strânsă cu România. Să răspundă, da, să răspundă în primul rând și să fie exemplar modul în care vor răspunde toți complicii uh, din România acestei uh, afaceri sulfuroase. Te mai întreb ceva pe acest subiect. Uh, noi suntem o țară slabă, coruptă, care, având lideri slabi, E limpede că n-a primit un cadou odată cu verdictul de la Roșia Montană din Statele Unite. Și atunci, presupunerea mea e că se va întâmpla ceva în continuare cu Aurul Românesc. Și te întreb, având în vedere că licența de exploatare a celor de la Gabriel Resources va expira acum în iunie, ei fiind deja o companie gvasif alimentară, n-au bani să plătească nici cheltuielile de judecată, după cum s-a văzut ieri și era de așteptat mai mare rușina. Ar fi primit 2, 3, 5, 6 miliarde o cutie poștală, nu a unor potențiale scroci. Dar prin această prismă a expirării licenței de exploatare, crezi că ne vom trezi pe repede înainte, în această vară, că oameni ca Iohannis, ca și Ciolacu, oameni slabi, aflați sub presiunea cercurilor de interese internaționale, vor pune la cale predarea licenței de exploatare, renoirea către altcineva, către niște noi favoriți care să continue același joc cu aurul românesc? Nu se va întâmpla foarte repede. Așa ceva. Sigur că în capul unora există asemenea intenții, dar nu se poate întâmpla foarte repede. În primul rând, Mie nu-mi e clar, asta e vina mea că nu m-am documentat cum trebuie ca jurnalist, care este, de fapt, perimetrul uh, protejat UNESCO. Pentru că e imposibil ca acest perimetru să acopere uh, întregul zăcământ. Deci, probabil că acest perimetru uh, protejat UNESCO se referă la zona care a fost exploatată. Cu mii de ani în urmă, de romani. Și, și acolo ar fi zona de, să-i spunem, patrimoniu UNESCO. Restul ar fi pe, uh, posibil de exploatat. Cu o singură condiție. Dacă tehnologiile între timp s-au îmbunătățit atât de mult încât putem exploata uh, această zonă fără ceanuri, și fără să uh, decopertăm un întreg munte. Pentru că sunt două probleme uh, extrem de importante, Decomper decopertarea unui munte modifică uh, și geografia și clima într-o zonă foarte largă, uh, într-un perimetru foarte larg și e periculoasă. Și se pot face asemenea exploatări fără să recurgi la asemenea disecții uh, geografice. Și al doilea lucru este dacă între timp tehnologia a evoluat atât de mult încât putem uh, exploata uh, aurul de la Roșia Montana sigur că da, nu prin mijloacele rudimentare uh, prin care a fost exploatat pe vremea romanilor, dar în orice caz prin mijloace moderne, însă fără uh, Ceanuri Dacă putem face uh, treaba asta Normal este ca România uh, să încerce să valorifice cel mai mare depozit uh, de aur și de argint din Europa, din acest moment. Păi și crezi că În suntem pare. Sunt, da. Să nu vină Soros, nici direct, nici prin interpuși. Uh, să fie păi o și societate. Crezi că, și crezi că nu o să vină. Crezi că nu -o, o să vină da, la atâta aur? Ba da, dar noi, noi, trebuie să veghem. Noi suntem câinii de pază ai societății, noi trebuie să lătrăm, să mușcăm, să veghem, să avem grijă, să nu vină <coughs> uh, cum au venit în cazul pădurilor, cum vin în cazul sării și a tuturor celorlalte resurse pe care le avem. Nu mai discut de petrol și gază. Normal, <coughs> dar și discutăm ca să... Uh... <coughs> Ca să putem, așa cum ai zis tu, chiar să fim niște uh, câini de pază, discutăm înainte, le atragem atenția și altor colegi care se uită în număr mare la emisiunea asta, mai scriu și ei, mai îi ascultăm și noi pe ei și așa mai departe. Acum, aș vrea adică să... Adică e bine să ne contaminăm de curaj unii da. de alții. S-a întâmplat, noi am avut rolul ăsta, e limpede că cel puțin noi din clubul de gândire gol, din clubul de presă, am avut rolul ăsta pentru că s-a modificat. Odată o să trească să discutăm. Dacă ne uităm în urmă cu un an sau cu doi ani, s-a modificat atmosfera în presa românească. Nu mai sunt toți cu capetele între urechi și mergând pe la uh, umbra caselor de frica unora. Parcă sunt mai mulți, mai curajoși și bineînțeles că uh, a fost și rolul discuțiilor și noastră să noastră se noastră se și ale colegilor. Să vezi ce se va întâmpla începând uh, din luna martie, când uh, uh, începe să funcționeze dubla platformă pe care am creat-o pentru clubul de presă uh, și care va începe să aducă bani uh, nu de la partide, nu de la popor, cum s-a întâmplat atât de des, ci direct din uh, conținutul uh, a ceea ce publică uh, pe site-uri, uh, pe televiziuni și așa mai departe, membrii uh, clubului de presă. Să vezi atunci ce se întâmplă când nu mai avem nevoie de banii lor. Da, să sperăm că va merge acest proiect care este uh, foarte important, nu numai pentru colegii noștri din clubul de presă, E important pentru dezbaterea publică, pentru că doar în urma unor presiuni financiare, jurnaliștii pot să fie dovediți până la urmă, au și ei familii, au obligații, au cheltuieli și atunci asta se speculează, în special de mediul politic. Dacă reușim asta în an electoral, va fi senzațional. Aș vrea să îți aduc spre comentariu această situație care ține de adevărata putere, dar și scopurile lui Claus Iohannis. Multă lume a strâmbat din nas când eu am spus, uh, acum ceva vreme, de două-trei luni, că Iohannis îi domină atât de tare pe cei din PSD și PNL, încât pur și simplu par abuzați, adică asistăm la un soi de abuz. Uh, nu, domne, nu se poate că PSD-ul e... Despre PNL nu s-a comentat, s-a văzut că ea fac sluj. Dar PSD-ul e puternic, are scor, are oameni serioși acolo, Tudose, șef de campanie, Ciolac, cu prim-ministru, cu autoritate, Grindanu, Viceprim ministru frate cu serviciile secrete. Uh, Dom'le, să că ei execută tot jocul lui Iohannis punct cu punct uh, și vreau să începem de la această discuție de principiu, mâine așteptăm și descrierea ta pentru Ramona Chiriac, dar discuția de principiu în felul următor. Cum să fie posibil ca în fruntea listei unor partide care zic că vor să câștige alegerile să-și impună omul, pe Ramona Chiriac, cel mai detestat politician din istoria României, anume. Claus Iohannis, să nu da socoteală nimănui pentru asta, să nu conteze că PSD-ul are scor mai mare decât PNL-ul și ar fi trebuit să-și pună ei primul om acolo, nu. Voi vă dați la o parte, number one îl pun eu, omul cu susține Republică de 2% sau 3% azi în România cât o mai avea Iohannis. Recunosc că am cărit împotriva ta și cărit în continuare atunci când vorbești despre mușchii lui Claus Iohannis. Eu cred că este vorba despre altceva. Despre conjunctură. Eu cred că acest fals echilibru care s-a creat între uh, două forțe politice, PNL și PSD, care sunt în cădere liberă din punctul de vedere al credibilității, care da. se depersonalizează ca partidă, își pierd identitatea uh, politică și care încearcă uh, să se agață uh, de iluzia că, uh, lupt, că pot lupta împreună pentru stabilitatea politică a României și că stabilitatea asta depinde numai de ei, deci numai dacă ei conduc uh, România este stabilă, dacă altcineva conduce România, România este instabilă. Uh, pe de o parte, și, pe de altă parte, se agață de iluzia că, vezi, Doamne, luptă împotriva extremiștilor și putiniștilor de la cel mai important partid de opoziție, Aur. Și-au încercat să construiască o struțo cămilă mai a dracului decât a existat vreodată o struțo cămilă în România și Mă rog, care ar fi menită să scoată un nou de aur. Să nu fie chiar Partidul Aur. Bun. Dar aceste două partide, totuși, chiar dacă și-au pierdut în mare parte fiecare dintre ele identitatea, au electorate care nu se înțeleg, care se bat cap în cap. Au activiști care nu se înțeleg, care și-au scos ochii prin teritoriu. Și-au băgat un în gât și-o și bagă în continuare în teritoriu. Foarte greu uh, să faci un ghiveci uh, uh, din cele două partide. Adică poate că există o struță cămilă între uh, doi inși, Ciolacu și uh, ciucă. ciucă. Ciucă, dar nu cred că struță cămila se duce până, până jos. <coughs> și de fapt. <coughs> s-a creat o falie în interiorul acestei prezumtive construcții, o falie în care a putut intra cu ușurință uh, Claus Iohannis, care nu are influența pe care o atribui tu sau pe care o atribui alții, dar care putând să intre în această falie a putut să își îș șurubeze uh, niște oameni. Deci eu nu cred că președintele încă în exercițiu, Claus Iohannis are atâta putere cum încerc să acreditezi tu. Nu cred acest lucru. Păi, hai să Dar cred că a profitat de slăbiciunea celor doi. Eu am înțeles. Atunci hai să mă exprim altfel. Puterea lui comparativ cu lipsa de putere a PSD și PNL. Unde da, e, e puterea aplicat, PSD și PNL? El a aplicat o teorie simplă, de timpera, nici măcar n-a făcut el această dividere. Deci ei se divizează în mod natural uh, și a putut să intre în această falie cu cei 20-50 de funcționari pe care el mai poate uh, manevra. Nici măcar nu cred că în acest moment uh, cineva din instituțiile de forță, nici măcar cei de la uh, CPP sau STS, ca să nu mai zic de SRI, fac sluj în fața nu, lui Claus Iohannis. Păi nu, 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 asta e altceva, că nici eu n-am zis asta. Eu n-am zis că SRI-ul face sluj în fața lui Claus Iohannis, din potrivă. Eu am zis că partidele sunt pe burtă pentru că acea gardă pretoriană pe care Iohannis o are coordonată de către Lucian Pahonțu e mai puternică decât și au partidele. Uite, Sorin, hai să luăm un exemplu. Lăsăm PNL-ul la o parte că ne-am lămurit. Acolo nimeni practic nu păi mai nu, Stai, stai, stai că aici suntem de acord. De acord, aici a suntem de acord. Suntem da. de acord. Statul subteran, că îi spunem Pahonțu, că îi spunem Col, dacă putem să îi spunem cum vrem, e mai puternic decât statul constituțional. Da, aici suntem de acord. Totuși, această ciudățenie, că eu vreau să stabilim Exact cât e puterea lui Iohannis, ca să după aia, în concluzia emisiunii de astăzi, să vedem dacă el poate să-și îndeplinească scopurile de putere, care o fie ele. Dar vreau să trecem prima dată prin această porțiune de discuție, în care să-mi spui cum îți explici. Tu cunoști la fel de bine PSD-ul ca și PNL-ul, deși tu ești liberal. Din totdeauna ai fost liberal, să zicem că acolo ai și stat. Acolo știi multe alte detalii, dar cunoști foarte bine și PSD-ul. Cum de nimeni nu cârie în PSD că pentru prima dată în istoria alegerilor din România, ei ca partid nu poate să-și pună locul întâi pe listă. Le pune Iohannis uh, locul number one PSD este un om de-al lui Iohannis. Uh, PSD e decapitat deci la vârf. Nu mai are vârf, pe de o parte, și pe de altă parte decapitat, dacă se poate răsturna piramida invers, la bază. Pentru că nu mai are pepinieră. Deci nu mai are uh, niciun sistem de promovare al cadrelor tinere și de pregătirea lor și nu mai are nimic la vârf. Uh, ciolacul este o glumă care va mai dura câteva luni. Nu va prinde Alegerile prezidențiale. Nu are cum să apuce Ciolacu în calitate de uh, președinte PSD aceste alegeri prezidențiale. Ciolacu, de fapt, peste două luni va trebui să demisioneze pentru că a anunțat de două ori că va demisiona dacă la alegerile. Uh, europarlamentare nu obține scorul de la alegerile anterioare și nu îl va obține. Nu poate să-l adune cu scorul uh, uh, PNL. Te trezești, te trezești că o pune pe Ramona Chiriac în dreptul lor. Și dacă o pune în dreptul lor, tot o să aibă un rezultat uh, mai mic decât au avut la uh, ultimele alegeri, pentru că PSD-ul uh, asumându-și uh, conducerea guvernului într-o perioadă, într-adevăr, critică, recunosc, e încădere liberă. Nu numai că și-a asumat uh, în mod riscant uh, guvernarea, dar și guvernează prost. Da. Așa că. Deci tu ne spui da. că uh, cumva Ciolacu acceptă orice în momentul ăsta în materie de liste, pentru că el își prelungește durata de viață la vârf cu 2, 3, 4 luni. Mai mult decât atât, președinții PSD ultimii deveniseră indezirabili față de internaționala socialistă și față de Uniunea Europeană și nu mai aveau un limbaj comun cu păsăreasca bruxeleză. Și începuseră să fie izolați. Marcel Ciolacu a realizat dar nu știm, nu știm dacă e o performanță, reintegrarea uh, Partidului Social-Democrat din România în mișcarea internațională uh, și reînșurubarea acestui partid, care e un partid important din uh, Uniunea Europeană, uh, la nivelul Uniunii Europene. Deci asta, prin compromisuri succesive, a rezolvat Marceciul Ciolacu. Dar dacă renunță la aceste compromisuri, se duce totul de răpă, uh -huh. din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al jocului pe care îl face la vârf uh, PSD. -ul. Dacă nu renunță, tot se duce totul de răpă, pentru că se scufundă acest partid, de data asta nu sub propria greutate, cum s-a mai întâmplat, ci se scufundă pentru că România. Uh, a apucat într-o direcție total greșită și populația, indiferent de jocurile electorale care se vor face, simtă uh, și sancționează acest lucru. Bun. Ciolacu se duce la fund în uh, viziunea și în comentariile tale, uh, firesc. Și ultima întrebare e legată de scopul lui Iohannis. Uh, Hai să lăsăm la o parte funcțiile internaționale, că se speculează. Dar în plan intern, crezi că va reuși să-și consolideze autoritatea asupra PNL printr-o viitoare funcție de președinte PNL, care să fie dublată și de o funcție în statul român, a n-am să ne trezim cu el candidat la parlamentare în decembrie, că va fi în afara mandatului său, deja este demisionat, să fie pus pe listă președinte al Senatului sau altceva, pentru că nu e el de prim-ministru, că nu e atât de harnic. Adică tot ceea ce face el la pachet cu dărâmarea PSD-ului, îl va ajuta să-și consolideze statutul politic din 2025? În paralel cu statutul său de încă președinte a României, un președinte în degringoladă. clară, da. vizibilă, din toate punctele de vedere, Claus Iohannis Uh, conduce un grup ilegitim de uh, interese. Un grup ilegitim de interese foarte puternic, un grup foarte mare. Este vorba de uh, oameni care încă nu l-au abandonat și care o să-l abandoneze abia când se scufundă corabia ca, ca niște șobolani autentici, dar care deocamdată Acționează pe toate căile pentru a-l menține vizibil, pentru a-l menține aparent într-o poziție de decizie și pentru a-și face până în ultima secundă mendrele în această țară. Acest grup ilegitim de interes este foarte puternic, nu este la fel de puternic cum este guvernul Coldea. Președintele Claus Iohannis nu este la fel de puternic cum este președintele în funcție al statului subteran, Coldean, no. dar este și el suficient de puternic pentru a le arăta biciul celor două partide asupra cărora are influență. Această struțocă milă, PNL, PSD, care își pierde și pe stânga și pe dreapta identitatea. Deci, pronosticul tău deocamdată nu este unul net. Spui că acel grup ilegitim de lângă Iohannis este interesat să-l arate pe Iohannis ca fiind încă jucător pentru ca să-și prezerve puterea, dar deocamdată nu putem să ne exprimăm dacă va fi și menținut Iohannis din 2025 de către acest grup sau îi va lua locul altcineva, ca așa e, Tenis. Păi nu, el va fi abandonat uh, spre sfârșitul acestui an. Iohannis va fi definitiv uh, uh, abandonat. Nu știu dacă îl, va, îl vor prelua procurorii în brațe după ce va fi abandonat politic, dar în orice caz, el va fi abandonat de către uh, aliații lui, la fel cum, uh, de pildă, Bidner uh, l-a abandonat pe Adrian Năstase din bucătăria căruia conducea o parte din România și a luat banii și a plecat și la revedere. După care Adriană Adrian s-a uitat în jur și a dat seama că n-a avut niciun beneficiu de pe seama lui Bitner, ci doar pierde. Pe ceea ce s-a întâmplat în mic, în cazul lui Adrian Năstase, se întâmplă major în cazul lui Claus Iohannis. Sigur că da, va fi foarte repede abandonat. Deci nu va avea nicio funcție uh, importantă internațională, pentru că nu dă nimeni doi bani pe el. Iar, în plan național, este exclus ca după uh, prăbușirea din acest an a PNL-ului uh, electorală, uh, prăbușire care îi se datorează, în bună măsură, uh, cei care vor mai rămâne uh, Deasupra apei, nu se vor mai scufunda din PNL să-l aleagă taman pe Claus Iohannis să-i reprezinte. Exclusă, așa ceva. Deci tu ne spui că prima dată pică. De fapt, ca să fac o sinteză, prima dată pică Ciolacu, după aia pică și Iohannis. Da, pă, cu certitudine, dar pă, nu. Pică Ciolacu, pică uh, uh, generalul cu patru stele, Ciucă, Da. Pică și Ciuca. Pentru că nici ciucă nu va obține pentru PNL, uh, locurile a, a Da, da, în, uh, da, da la din 2019. Da. Și deși, ciucă n-a promis, nu s-a angajat, el trebuie să urmeze uh, tradiția uh, liberalilor. Și a dat demisia Crina Antonescu pentru rezultate slabe la europarlamentare, a urmat uh, Alina Gorghiu și acum vine la rând uh, ciucă. Deci, noi nu vom mai avea acele, aceleași vârfuri uh, la vârful politicii românești. Vor fi alte personaje, nu știm cine în acest moment. Deci, finalul de an o să ne prindă cu alte personaje de prim plan, finalul, finalul acestui an. Și mai vreau să spun ceva, că tot vin europarlamentari, ne bat la ușă. Cum este posibil ca uh, cei mai mulți dintre uh, europarlamentarii care. Au avut activitate vizibilă, care au făcut lucruri pozitive în beneficiul statului român, pe lângă compromisurile pe care le-au făcut, să fie scoși de pe listă. Și să vedem că pe listele de europarlamentare apar acum nume noi în locul unor persoane, repet, care nu au fost multe, dar care au făcut câte ceva pentru. România. De ce au fost eliminați tocmai acești oameni? Că nu sunt corespunzători. Nu, nu trebuie să mai facă treabă nimeni. Dar e bună întrebarea ta retorică. O să continuăm săptămâna viitoare. Sorin, ne mulțumim mult. Îți dorim o după-amiază plăcută în frumoasa căsuță din Otopeni, cu picturile alături, imediat și cu un par de vin roșu, vă spun eu, că-l cunosc de-o viață. E aici. Gata. S-a terminat emisiunea, poate să bea un pahar de vin, dăm noroc la modul, da, la modul așa amical cu toată lumea care ne privește. Mulțumim mult, prieteni, suntem în momentul în care îi zicem la mulți ani și lui George Nicolescu. Ce om, George Nicolescu, ce voce! Ce om, ce voce, mi-e dor de el, nu -am, am vorbit cu el de mulți ani. Nu știu, la un moment dat am încercat să-l sun și n-am mai avut numărul de telefon, dacă îl știe cineva, să mi-l spună, să mi-l trimită aici la noi la Gold FM. La mulți ani, George Nicolescu, 74 de ani astăzi, o voce minunată și o melodie minunată, eternitate, revenim cu Petru Romoșan.